pescari și ciobani și ce-or fi fost ăia 12 și vameș și le-a vorbit. Și până la urmă au priceput tot. Amin. Mesajul. Aleluia. Și s-au dus și au dus mesajul în lume. În așa fel le-a vorbit la fiecare încât să priceapă. Amin. De aceea, frați și surori, să-L avem pe Domnul Iisus ca sfătuitor. Amin. Avem cel mai competent profesor. Amin. Și consilier din lume. Amin. Beneficiem de cea mai aleasă sfătuire, bless you. Ce îmi plăcea de David, ori de câte ori era cumva confuz, apela la Domnul. Și odată aude că atacă filistenii căile, zice, Doamne, să mă duc să eliberez Keila. Dacă mă duc acolo și mă implic în Keila și intru în Keila, mă vor da cei din Keila în mâna lui Saul. Și Domnul zice, prin cuvânt, prin proroc, te vor da. Și David nu se duce. David are grijă. Frați și surori, David, pentru că a stat sub sfătuirea Domnului, nu înseamnă că n-a dus-o rău. A trebuit să doarmă în peșteri, a trebuit să umble în țări străine, a trebuit să fie chinuit câteodată. Dar niciodată Domnul nu l-a părăsit. Amin. Niciodată Domnul nu l-a lăsat. Aleluia, aleluia. Și când a trecut la greu, pentru că a stat sub autoritatea sfătuirii Domnului, n-a căzut în deznădejde, ca atunci când s-a întors în țara filistenilor, când totul era prădat, soțiile, copiii luați și cei din jurul lui au zis că el e pricina nenorocirii familiilor lor și vreau să-l omoare cu pietre. Deci că Domnul, adică David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Dumnezeul său. Amin, dar Saul tot în ziua aia, pentru că nu era sub autoritatea Domnului, nu era sub ascultarea și consilierea Domnului, zice că a întrebat pe Domnul și nu i-a răspuns de niciun fel. Și zice că la nicio mare spaimă a intrat în suflet și s-a dus la vrăjitoarea din Endor. Frați și surori, de ce efect are sfătuirea Domnului Iisus? De ce trebuie să mergem ca să luăm pe El de consilier? Pentru că cine te iubește mai mult, te sfătuiește mai bine. Amin. Un copil, cine dă unui copil sfatul cel mai bun? Mai bun decât prietenii, mai bun decât rudele. Ei sunt părinții. Amin. Pentru că părinții pe un copil îl iubesc cel mai mult. De aceea, pe un copil, părinții îl sfătuiesc cel mai bine. Amin. Amin. Dar Domnul Iisus ne iubește cel mai mult. Amin. Nici măcar părinții nu ne pot iubi când ne iubește Domnul. Pe tot David spune, tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Amin. Și atunci la cine să te duci? Decât la cel care te iubește cel mai mult. Odată se împrăștie poporul de lângă Domnul Iisus și întreabă pe cei 12. Domnul, da, voi nu vă duceți. Și zic, Doamne, la cine să ne ducem? Că am ajuns să cunoaștem că Tu ai cuvintele vieții veșnice și că ești Mesia. Aleluia. De aceea, pentru că Domnul ne-a iubit cel mai mult și a dat viața pe cruce pentru noi, de aceea sfatul lui, dacă îl urmăm și dacă îl ascultăm, e sfatul celui care ne iubește cel mai mult. Și atunci ne va duce, Psalmul 23 ne spune, nu ne va duce când ascultăm de el, la pășun verzi și la ape de odihnă. Când astea două le ai în viața ta, când spiritual ești pe pășun verzi, când spiritual bei ape de odihnă, ai prosperitate în suflet și ai sufletul plin. Amin. Pentru că atunci când cineva îi răzvrătit împotriva Domnului sete, că spune cuvântul, dururile cele rele umblă pe unde? Locuri uscate. Din locuri uscate, fără apă. Caută odihnă și nu găsește. N-au nici apă, n-au nici odihnă, pentru că dururile rele nu-L au din plin, nu-L au pe Domnul. De aceea când asentezi sub autoritatea Domnului, ne duce la pășun vers și la ape de odihnă. Amin. Nu mai e tulburare, amin, nu mai e stres în suflet. În altă denumire este dată Dumnezeu tare. El, acest copil, este Dumnezeu tare. De ce e tare? Sunt trei motive pentru care este tare. Pentru că El a biruit păcatul, Luca 23:47. Sutașul, când a văzut cele întâmplate, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Pe cruce El a biruit păcatul. Amin. Noi nu putem să biruim păcatul.
E dincolo de puterea noastră. Așa că mai sta în fața unei locomotive care vine în viteză cu 100 km la oră, cu 120. Și tu, om, stai în fața unei locomotive de 50 de tone, 100 de tone, nu știu cât are locomotivă, și vrei să te împotrivești ei. N-ai cum! Te sfărâmă, te spulbere. Așa e puterea păcatului, comparativ cu ceea ce suntem noi. Și cuvântul ne spune că El, fiind Dumnezeu, tare a biruit păcatul. Amin. Dar nu numai atâta. Dar nu numai atâta. Glorie Domnului. 1 Corinteni 15:5-7. Dar mulțumiri fie adusă lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Când ai pe Hristos, te-ai urcat în locomotivă. Amin. Și acum când vine la locomotivă vrăjmașul, tu ești în una de 10 ori mai mare. Aleluia. Tu ești mic, tu ești mărunt, dar tu ești îmbrăcat în Hristos. Aleluia. Și puterea Lui infinită e la dispoziția ta. Și tu când mergi împotriva vrăjmașului, mergi în puterea Lui Iisus. Amin. Așa cum Domnul Amin. Iisus n-a fost dus să fie ispitit în pustie înainte de a fi pogorât. Pogorârea Duhului Sfânt peste el și umplut cu Duhul Sfânt. Amin. Și în puterea Duhului Sfânt a fost dus în pustie. Amin. Și bătălia care a dat-o împotriva diavolului în pustie a dat-o în puterea Duhului Sfânt. Amin. În a doilea rând, El este Dumnezeu tare pentru că a biruit pe diavolul, nu numai păcatul. Coloseni 2:15, a dezbrăcat domniile, stăpânirile și de făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Această biruință asupra diavolului avem și noi, Apocalipsa 12:13. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, că nu și-au iubit viața chiar până la moarte. În a treilea rând, este Dumnezeu tare pentru că a biruit moarte. 1 Corinteni 15:5-4. Când trupul acesta supus putrezirii va fi îmbrăcat în neputrezire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Asta e un lucru extraordinar, frați și surori. El n-a biruit numai păcatul, n-a biruit numai pe diavolul, ci a biruit moartea. Și ne face pe noi părtași la biruință împotriva morții. Tit 3:7. Pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, se ne face moștenitori a vieții veșnice. E veșnicia în față, frați și surori. Cel mai frumos din viața noastră, indiferent ce vârstă avem, că avem 15 ani, că avem 50, că avem 80, cel mai frumos din viața noastră, știți unde este? Nu în spate! Pentru că oamenii când îmbătrânesc trăiesc nostalgii. Stau 10 ani de vorbă cu baba mea și numai ce-a fost urmă cu 30 de ani în povestea una într-una. Viața ei parcă se încheiase atunci când a fost tânără. Dar cuvântul, când stai în cuvânt, viața ta ca și om al lui Dumnezeu, ca și femeia lui Dumnezeu, e totdeauna în față, pentru că Domnul Iisus a biruit moartea. Și în fața ta e dimineața învierii. Aleluia. Și câteodată vara îmi place așa de mult, când datorită unor împrejurări trebuie să mă scol dimineața foarte devreme la 5 sau la 6, atunci când răsare soarele. Și când văd câteodată gloria soarelui, poate, câteodată când sunt în vacanță, și câteodată văd soarele glorios cum apare de peste munți sau cum apare de peste apă, zic: Doamne, așa va fi și în ziua învierii. Când Tu fii soarele neprihănirii, te vei ridica și ne vei învia și va fi acea dimineață înviere, o dimineață care nu va mai fi urmată de înserare niciodată, ci va fi o zi a veșniciei. Frați și surori, o altă denumire a Domnului Iisus a fost Părintele Veșniciilor, Apocalipsa 1:14. Capul și părul Lui albe ca lâna, albă ca zăpada. E o imagine figurativă. Acelui care vine în veșnicie n-are nici început și nici sfârșit. Și ce vrea să ne facă părtași și pe noi la veșnicie. E ceva în sufletul nostru care suspină pe veșnicie. Și El este Părintele Veșniciei, adică are autoritate peste veșnicie. Veșnicia nu îl poate cuprinde, e autorul veșniciei. Aleluia, mărire Lui. Și te face părtaș la veșnicie. E un ecleziast, un verset enigmatic foarte frumos. El a pus în inima lor, știți mai departe? Și gândul veșniciei. Chiar și gândul veșniciei. Adică să te simți neliniștit, că știi că te așteaptă moarte. Să cauți ceva care să te lege de veșnicie. Amin. Să nu te mai uiți la numai ce-i pământesc, la ce casă ai, la ce haine cumperi, la ce mașini conduci, ci să te gândești că într-o zi vei muri și vei intra în veșnicie. Și va fi în fața ta nu miliarde de ani, nu sute de miliarde de ani, ci va fi o veșnicie și să-ți pui întrebarea: ce va fi cu tine atunci? Și te pregătești de acum, intrând în relație cu cel copilul care e denumit Părintele Veșniciei. Și ultima calitate, și mă apropiu de încheiere, după aceea aș vrea să înțeles cum are colo cântarea cu care, dacă mai are, încheiem.
serviciul în această seară, mă apoi cu rugăciune. A patra denumire a Fiului este Domn al Păcii. De ce ia oamenii droguri? Pentru că le lipsește pacea. Ia droguri ăla care dorme în șanț și ia droguri care, ăla care dorme în palate cu robinete de aur. Steaua de muzică rock sau steaua de Hollywood sau politician numit. Iau tot droguri. De la boschetar până la împărat. De ce? Pentru că le lipsește pacea în suflet. Nu le lipsesc banii, nu le lipsesc faima, nu lipsește poza lor din mass media, nu lipsește imaginea lor de la știri, nu lipsește imaginea lor de la news-uri. Oriunde în lume sunt cunoscuți, în Hong Kong, în China, în Europa, fața lor e cunoscută. Dar el moare de droguri, pentru că n-are pace și vrea să-și cumpere pacea. Și o cumpără cu un preț mare, ruinându-și trupul și sufletul. Și vrea cineva să-ți ofere pacea, aleluia, nu ruinându-și trupul și sufletul, ci pacea adevărată. De aceea, cine poate să dea pacea decât cel care este Domn al Păcii, adică amin, bossul păcii, stăpânul păcii. Aleluia. Pacea nu există în altă parte decât la El. Amin. Pacea nu poți să o cumperi de la El, numai de la El. Zice cuvântul despre popoare, în Isaia, popoarele sunt ca marea înfuriată, sunt tulburi. Frați și surori, sunt trei feluri de păci care le oferă Domnul Iisus și numai El are: pacea cu Dumnezeu, după aceea urmează pacea în conștiință și pacea cu oamenii din jur. Un om care are pacea în suflet nu e în pace cu cei din jur, e în pace cu Dumnezeu și în pace cu propria lui conștiință. Cel care a venit ca și Domn al Păcii ne oferă pacea lui, dar ne oferă în termenii lui. De ce e pusă pacea ultima în seria asta? Pentru că întâi e copilul care, versetul 6, e o ordine aici, e foarte important. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, să e primul pas. A doilea, domnia va fi pomorului, trebuie să-l iei ca și domn. În al treilea rând, trebuie să-l iei ca și consilier, minunat sfetnic. În al patrulea rând, recunoaște-l ca Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor. Și dacă recunoști toate aceste lucruri, ți este ca și consilier, ca și domn, ca și stăpân, ca și mântuitor. Și ești în ascultare, ultima calitate, Domn al Păcii. Nu e pusă la întâmplare. Pentru că pacea e încununarea unei vieți de ascultare. Amin. De Domnul. Pacea e rodul. Pacea e cea mai mare binecuvântare care ți-o poate da Domnul. Nu există mai mare binecuvântare. Să dea Domnul sănătate, beton să fii. Să-ți dea Domnul succes, cel mai mare om de știință din Canada. Să-ți dea Domnul bani să apare în revista celor 100 ce mai bogați din Canada. Dacă n-ai pace în suflet, n-ai nimic. Dar Domnul vrea să dea pacea aceasta fiecare dintre noi. De baza ascultării de cuvânt. Și ne cheamă Domnul în anul care intrăm să ne reînnoim în legământul, să ne punem sub autoritatea ascultării Lui, sub autoritatea cuvântului, pentru ca pacea Lui să poată dobândi inimile noastre. Amin. Amin. Domnul să-L binecuvânteze. Aleluia.
Good job. I need you for future. Like for this? Or yes, not? Yes, uh-huh. Yes. We have need big that. Plans. Oh, yeah. Amen. Amen. Amen.